În aceste momente de cumpăn pentru România, dar și pentru județul Dâmbovița, am hotărât, la inițiativa mea, în plenul Consiliului Județean Dâmbovița, consilierii județeni să-l convoace Consiliul Județean Dâmbovița pentru o ședință extraordinară în care să avem două puncte pe ordinea de zi. Primul punct pe ordinea de zi se referă la repartizarea sumelor neangajate și neutilizate din bugetul propriu al Consiliului Județean Dâmbovița în vederea alimentării fondului de rezervă bugetară aflat la dispoziția autorității publice locale. Și al doilea punct pe ordinea de zi, pentru ședința extraordinară convocată de consilierii județeni PSD, proiect de hotărâre privind alocarea sumelor din fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorității publice locale UAT-urilor din județul Dâmbovița în vederea prevenirii răspândirii comunitare a infecției cu coronavirus. Eu cred că sunt două proiecte de hotărâre în Consiliul Județean Dâmbovița care sunt primordiale pentru cetățenii dâmbovițeni. Repet, aceasta a fost inițiativa mea, absolut toți consilierii județeni și vreau să specific și cei doi vicepreședinți au semnat convocatorul. Avem 21 de semnături convocator. Săptămâna viitoare, în prima parte a săptămânii, în funcție de ce o să răspundă domnul secretar general al județului Dâmbovița, va avea loc ședința extraordinară a Consiliului Județean Dâmbovița. Aceste hotărâri vor fi duse la îndeplinire, după cum am spus, de către secretarul general al județului Dâmbovița și, în ultimul rând, de compartimentele de resort din cadrul Consiliului Județean Dâmbovița. Eu cred că este un gest de normalitate, este un gest pe care ar trebui să-l facem toți aleșii locali din fiecare localitate și, așa cum am spus-o de nenumărate ori, o spun și astăzi, sănătatea nu are culoare politică și sunt convins că și consilierii județeni din partea Partidului Național Liberal vor achesa la această idee, pentru că aceste sume se vor împărți în tot județul Dâmbovița, nu doar în localitățile care sunt conduse de primarii Partidului Social Democrat. Acesta este primul punct care am vrut să-l dezbat astăzi în fața dumneavoastră, ce am făcut noi la nivel județean. La nivel național, Partidul Social Democrat a adoptat în Parlament și în Senatul României, dar și în Camera Deputaților, a adoptat câteva proiecte de legi care vin în folosul românilor pentru gestionarea crizei din acest moment. Și aș vrea să vă dau câteva exemple de legi pe care noi, cei din Partidul Social Democrat, le-am și promovat, dar le-am și votat, și anume, suspendarea plății ratelor bancare pentru persoanele fizice și firme până la sfârșitul anului 2020, fără dobânzi și fără penalități. Amânarea plății utilităților pentru 3 luni. Și vreau să dau câteva exemple pentru apă, canal, energie, gaze, salubritate, servicii telefonice și de internet, cablu TV, cu excepția serviciilor de voce și de date mobile. Amânarea pentru 3 luni a plății de către firmele afectate a CASE-ului și a contribuției asiguratorului pentru muncă. Fără dobânzi și fără penalități, trebuie specificat, nu cum a adoptat ordonanța de guvern Partidul Național Liberal. Și posibilitatea de înșalunare pentru 12 luni a restanțelor. Și nu în ultimul rând, încă un proiect de lege pe care l-am votat și este foarte important pentru români, indemnizația de șomaj plătită de stat pentru toți angajații trimiși în șomaj tehnic în cuantum de 75% din salariu pe toată perioada stării de urgență, ușor de obținut. Adică fără birocrație, cum și-o dorea Partidul Național Liberal. Și aici, pe scurt, aș vrea să vin cu câteva argumente în fața dumneavoastră și în fața dâmbovițenilor și în fața românilor. Ce câștigă oamenii și ce câștigă firmele? În primul rând, ce câștigă oamenii, ce câștigă cetățenii? Amânarea rambursării împrumuturilor fără niciun cost. Ratele de capital, dobânzile și comisioanele se suspendă la cererea debitorului cu până la 9 luni, dar nu mai mult de 31 decembrie 2020. Al doilea lucru pe care îl câștigă românii. Amânarea plății utilităților pentru 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Cum am spus mai devreme, vă dau câteva exemple. Amânarea plății utilităților pentru apă, canal, gaze, salubritate, servicii telefonice, internet, cablu TV. Și nu în ultimul rând, indemnizația de șomaj de 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din salariul
mediu brut pe toată durata menținerii stării de asediu sau stării de urgență după caz. Câteva considerente ce câștigă firmele. Amânarea rambursării creditelor, inclusiv a ratelor de leasing financiar sau operațional, până la sfârșitul anului 2020. Amânarea plății CASE-ului la cerere pentru 3 luni de zile, începând cu martie, pentru firmele a căror activitate a fost oprită sau a căror venituri sau încasări s-au diminuat cu minim 15%. Amânarea plăților utilităților de apă și canal, energie, gaze, salubritate, servicii telefonice și de internet, cu excepția serviciilor de voce și de date mobile. Se aplică operatorului economic a cărui activitate a fost oprită sau a căror venituri sau încasări s-au diminuat cu 15% în lună, în raport cu media celor două luni anterioare. Și nu în ultimul rând, firmele câștigă sprijin pentru menținerea angajaților prin acordarea unei indemnizații de 75% de șomaj din salariu pe durata stării de urgență, rapid și fără birocrație. Acestea sunt cele mai importante măsuri pe care Partidul Social Democrat le-a inițiat și le-a votat în Parlamentul României, repet, și în Camera Deputaților, și în Senatul României, și în Camera Deputaților, care a fost Camera Decizională. Și, nu în ultimul rând, aș vrea încă o dată să mulțumesc personalului medical din județul Dâmbovița, personalului din Ministerul Afacerilor Interne, celor din Poliție, din SMURT, și, nu în ultimul rând, aș vrea să mulțumesc primarilor din județul Dâmbovița. Absolut toți primarii sunt implicați în acest război cu acest virus și eu cred că împreună putem să trecem peste acest moment dificil pentru România și pentru județul Dâmbovița.